Bună, bună, bună! 10:30, ce făceam noi la ora asta? Yoga! Yoga, dar nu doar noi așa singuri pe salteluță. Nu, mai erau FIFA, Dumbo, Lia și vulturul Oli. Și erau toți patru în poieniță, cu picioarele încrucișate, mâinile relaxate, adică aripile și labele, pe genunchi, ochii închiși, inspirau puternic pe nas și inspirăm și noi ca și când am vrea să luăm tot aerul din cameră. Și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și expirăm pe gură. Și iarăși ochii închiși, inspirăm. Să vă aud. Și pe voi. Și încă o dată, a treia oară cu noroc. Ne mișcăm, ne așezăm bine pe salteluță sau pe păturică sau pe covorul din cameră. Ținem spatele drept, ridicăm mâna stângă sus, o aducem spre umărul drept, pardon, spre genunchiul drept, ducem mâna dreaptă în spate și întoarcem capul și corpul. Ca să vedem cine e în spate. Nu e nimeni, dar putea să fie că suntem în poieniță, în grădină. Revenim, mâna dreaptă sus, ajunge pe genunchiul stâng și mâna stângă în spate, ne întoarcem de la burică în sus. Și inspirăm pe nas, expirăm tot pe nas. Și încă o dată cu ochii închiși, mâna stângă sus, cât mai sus, ajunge pe genunchiul drept. Și întoarcem privirea peste umărul drept. Revenim la poziția inițială, mâna dreaptă sus, pe genunchiul stâng. Se întoarce capul peste umăr și ne împingem în mâna stângă. Deci suntem cu prietenii noștri cu ochii închiși. Și cine ne predă astăzi yoga? Bubnița Babu. Bubnița Babu, care merge lent, cu doar un șold. Ia să stăm pe bine. Pe degetele de la picioare, mâinile aduse în față la piept. Și mergem pe salteluță. Și dacă ne pierdem echilibru, ne ajutăm de mâini, da? Bufnița este relaxată și bătrână și înțeleaptă. Deci stă cu mâinile la piept și când ajungem la capătul salteluței, ne întoarcem. Ah, ora de yoga, așa se relaxează babu înaintea orei. Revenim în fund. Ducem capul spre urechea dreaptă de două ori, după care spre urechea stângă. Hop! Dacă a pocnit gâtul, e de bine. Avem noroc astăzi. Dreapta, stânga. Ținem ochii închiși, aducem mâinile la piept. Inspirăm pe nas din nou, mult, mult, mult. Ținem aerul în piept și expirăm pe gură. Și încă o dată. Ținem aerul pentru noi și expirăm. Bun, relaxăm mâinile pe genunchi, deschidem ochii și ne pre... Ce se întâmplă? Ploaia! Ce facem dacă plouă? Ce facem? Păi, noi nu știu ce facem, dar prietenii noștri sunt animale, deci nu se feresc de ploaie. Păi, ce face Dumbo, elefanțelul? Nu-i place apa. Ia să vedem ce face. Picioarele drepte, ne îndoim de la șolduri, mâinile întinse, relaxăm capul, împreunăm palmele și asta e trompa lui Dumbo. Mergem un pic în față, în spate și balansăm trompa stânga, dreapta
Și cum lui îi place. Oh, apa și ploaia se așează pe genunchi, cu capul în față și trompa întinsă în prelungirea capului și îndoim la coate și asta e trompa. Stăm cu fundul pe călcâie și mișcăm din trompă sus-jos și ne imaginăm că ne plouă pe spate și o ploaie caldă de vară și Dumbo se joacă cu trompa sus-jos și cu palmele stânga-dreapta facem cercuri. După relaxăm brațele. Inspirăm iarăși pe nas mult, 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 mult. Să luăm tot aerul din cameră. Ținem respirația și expirăm. Și încă o dată. Ținem expirația și expirăm pe nas. Bun, și acum că știm ce face Dumbo, să vedem FIFA. FIFA e fluture și nu prea-i place în ploaie. Deci, ne așezăm în fund cu genunchii îndoiți, tălpile lipite și dăm din aripi că încercăm să zburăm la floarea care e acolo, sub copac, în fața noastră. Și dăm din aripi rapid, 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 rapid și mișcăm din cap stânga-dreapta. Încercăm să prindem viteză, că nu ne prea FIFA, nu-i place în ploaie. Oh, încă plouă, dăm rapid din aripi. Și FIFA a ajuns la adăpost. Cum atigruța Lia, tigrilor le place în apă, la fel ca elefanțeilor. Stăm în patru labe și mergem lent. Ea se gândește, e ploaie, îmi place. Să mă duc aici sub copac sau nu? Poate nu mă duc, e aglomerat. Poate mă întind. Ridic piciorul stâng sus, îndoi de la genunchi și mă uit în față. Curbe spatele, după care adun genunchiul la nas. Hai să vedem, prindem cu genunchiul vârful nasului. Ne ștergem la nas cu genunchiul. Hai că am reușit. Și încă o dată întind, inspir. Și ne ștergem la nas cu genunchiul. Și încă o dată îl ia. El tine și cască. Ca un tigru. Și iarăși ajunge. Aducem genunchiul la piept sau la nas. După care revenim în patru labe, dăm din fund în stânga, în dreapta și antrenăm și celălalt picior. Întindem ia piciorul drept în sus și nasul în sus spre cer. După care aduce genunchiul la piept sau chiar mai sus înspre nas, se șterge la nas. Revine în patru labe și ridică încă o dată. Și ar se șterge la nas. Inspiră piciorul sus. Se șterge la nas. Mai dă din fund stânga-dreapta. Ah, ce bine în ploaie. După care merge spre bradul din față, că vrea să stea și ea cu prietenii. Și în timpul ăsta ce face Oli? Păi Oli încă n-a ajuns la brad, deci trecem în celălalt capăt al salteluței. Lui Oli nu prea-i place ploaia și cum nu știe să zboare, trebuie să țopăie. Ne ridicăm. Stăm cu mâinile cum vrem noi pentru că sunt aripi de vulturi. Ne umflăm mâinile, le ridicăm în sus, pică apa pe ele, nu contează, o să crească și mai mari. Revenim cu brațele
Și iarăși inspirăm, ducem brațele sus, mișcăm din degete. Ploaia asta era poroasă. Expirăm. Și acum că nu vrem să ne udăm pe pene, sărim până la bradul din față, în două picioare. Sunt sărituri cam mici. Revenim atunci. Facem sărituri mai înalte. Sup, 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 sup. Și am ajuns la brad. Și aici la brad, pe floricică sunt fluturile FIFA. Dumbo este aici în stânga. Lia a ajuns și ea. Oli, suntem cu toți prietenii. Și vine și profa de yoga. Vine babu, cum ziceam. Pe vârfurile degetelor merge la... lent. Lent că e bătrână babu. Lent. Și ajunge la brad. Dar înainte să ajungă, întoarce cap în dreapta, se uită peste umăr, pe care în stânga. Dacă ne pierdem echilibrul, nu-i nimica. Revenim. Dreapta. Stânga. Că bufnițele au capul foarte mobil, poate să-și întoarcă privirea la 270 de grade. Și noi oamenii doar la 90. Dar știți de ce? Pentru că bufnițele au ochii fixi și atunci când vor să vadă, trebuie să întoarcă tot capul. Încă o dată stânga, dreapta. Revenim pe tălpi, ne ridicăm lent și cu brațele paralele. Și ajungem la capătul salteluței sub brad. Sub brad care e un copac înalt, da, când era mic era și el un brăduț. Ia să vedem cum a crescut bradul. Greutatea pe piciorul stâng, întoarcem piciorul drept. Dar nu, șoldurile rămân în față. Doar piciorul e întors. Lovim cu degetele în salteluță. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Bun, am testat terenul. E solid. Cu care ridicăm talpa spre gleznă și mâinile la piept în poziția rugăciunii și stăm așa. Ne uităm în față la un punct fix. Nu mă uit la voi, mă uit în față. Închidem ochii. După care îi deschidem ca să ne ținem echilibru. Și ziceam că brăduțul era mic, dar după care a crescut, că a mâncat bine de dimineață și plus că l-a plouat, că l-a plouat. Și atunci când crește, ridică piciorul. Piciorul e al nostru, dar bradul are trunchiul. Deci, este o singură tijă care piciorul nostru stâng, trunchiul bradului și asta e o ramură care se urcă până sus. Împingem cu talpa în pulpă, mâine din nou la piept și dacă ne simțim în formă astăzi, ridicăm mâinile deasupra capului. Sus, 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 sus și le ținem drepte, privirea în față. Ăsta e bradul sub care se odihnesc prietenii noștri. Și mai inspirăm pe nas. Mult, mult, mult. Ținem aerul un pic și expirăm pe gură. După care coboară bradul. Coborâm și noi. Mâinile la piept și piciorul. Și încercăm bradul pe piciorul drept. Piciorul drept înfipt în pământ. Piciorul stâng se întoarce. Pac, pac, pac. Lovim în salteluță cu degetele încă o dată. Cum să auzi mai bine. Ridicăm talpa până la gleznă. Și dacă ne simțim confortabil, ridicăm și mai sus și mai sus. Mai până la genunchi, mai sus de genunchi. Mai sus. Eu mă ajut de mână. Trag de picior și îl pun sus până la pantalonaș. Mâine la piept. Bradul mic. Și acum creștem. Întindem brațele.
Degetele sunt puternice și lipite și îndreptăm brațele și mâinile. Bradul se simte așa de bine în ploaie. Coborâm mâinile lent și picioarele. Relaxăm, închidem ochii și când îi deschidem, s-a oprit ploaia. S-a oprit ploaia și prietenii noștri nu mai pot de bucurie. Sar în stânga și în dreapta, și iar în stânga și în dreapta și scutură brațele, adică aripile și trompa. Se scutură mâna dreaptă, de sus până jos. O picată stropi în apă și mâna stângă. Și fundul, scuturăm. Și piciorul stâng și piciorul drept. Gata, acum suntem uscați și pregătiți de ori, da. De ce acolo în iarbă? Ce? Un melc, că după ploaie ies melci. Ia să vedem noi poziția melcului. Ne întindem pe burtică. Ne sprijinim pe antebrațe. Lăsăm capul jos și ridicăm fundul. Și acum suntem sprijiniți în frunte și în genunchi, cu mâinile întinse și cu fundul sus. Asta e casa melcului. Și dacă este o căsuță, lăsăm funduleț aproape de pământ. Asta e un apartament de bloc. Și ridicăm fundul sus, asta e o căsoaie, dacă melcul are vilă cu piscină. Inspirăm, expirăm, după care ne lăsăm pe burtică și ce mai este în iarbă? Șarpe! Punem palmele sub umeri, picioarele întinse și ne ridicăm pieptul, ne uităm în față. Întoarcem capul ușor, stânga, dreapta, ușor, ca să nu ne doară gâtul și facem ca șarpele. Și coborâm. Și din nou șarpele își ridică privirea din iarbă. L-a prins pe Oli de picior. L-am mușcat pe Oli. Ce ne facem? Dar nu era un șarpe otrăvitor. În schimb, pe Oli îmi durea piciorul și că-l doare piciorul drept. Ce face? Sare în piciorul stâng. Până la capătul sarteluței și după aia înapoi că o căuta pe Babu. Babu care era nu doar profesoară de yoga, era și doctor mare. Și sare, vrea. Și o găsește pe Babu. Babu era relaxat, încă sub copac, mâine la piept. Babu cea înțeleaptă, întoarce capul stânga, dreapta. Se uită la piciorul Oli. Piciorul drept. Stăm în piciorul stâng, întindem piciorul drept. Și ne lăsăm cu burtica spre genunchi să vedem unde e rana lui. Aici, să zicem că e. Și o vede și Babu, care și ea, de undeva așa din stânga, din aripă, o pană. Eu am pană de porumbel, dar ne gândim că de fapt e pana lui Babu. Și dacă nu avem pană, folosim două degete, ajungem la locul cu pricina, la mușcătura șarpelui, și facem cu pana sau cu degetele de 3 ori șup, șup, șup. Și după aia scuipăm tu, 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 ca se vindece. Hup. Și s-a întâmplat ca prin farmec, s-a vindecat
rana lui Oli, care pune piciorul drept în pământ, se simte bine, lent, 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 se mișcă și parcă ar vrea să zboare, dar nu, că încă n-a învățat. Încă n-a învățat că de asta vine la ora de yoga. Deci prietenii noștri ajung din nou în poieniță, pe salteluța de yoga. Lasă mâinile pe genunchi, cu palmele deschise spre cer. Inspiră pe nas și expiră pe gură. Că au trecut prin aventura asta cu ploaia și un pic sunt obosiți, dar aș revin ei. Și încă o dată inspirăm pe nas, coloana dreaptă, ochii închiși. Și expirăm pe gură. Așa, cu sunet, ca să ne relaxăm. Și a treia oară, cu noroc. Și înainte să înceapă ora de yoga, ne ducem mâinile la piept și ne concentrăm pe cuvântul nostru magic. Păi nu, nu e al nostru. Fiecare are cuvântul lui magic. De exemplu, al meu este clătită. Da, când mă gândesc la clătită, simt așa o bucurie care mă inundă și imediat mi se face poftă. Și am chef și de mâncat, și de yoga, și de mers la școală. Deci inspirăm, ne alegem cuvântul nostru magic cu care ne salutăm. Inspirăm, expirăm și după care spunem cuvântul magic în cor cu toții, da? Și clătită! Și ridicăm brațele și dăm din degete. Încă o dată, că prima oară nu ești așa de bine. Deci, inspirăm, expirăm, ne aducem energia în piept și în toate ridicăm brațele și zicem clătită! Și acum suntem pregătiți să începem ora de yoga. Da, da. Am cam depășit timpul. Dar nu, deci data viitoare, da? Și până atunci,